Viermi inelați. Resursă educațională pentru clasa a 5-a. Viermii inelați sau anelidele sunt cei mai dezvoltați dintre viermi, având corp cu formă cilindrică segmentat în inele. Caracteristic organismelor din această grupă este faptul că au corpul împărțit în segmente inelare care prezintă în interior și pereți transversali. Acest sistem de împărțire a corpului poartă numele de metamerie. Râma este vierme inelat ce trăiește în sol. Lungimea corpului variază de la câțiva centimetri până la 25 sau chiar mai mult centimetri lungime. În partea ventrală a fiecărui inel prezintă patru perechi de peri scurți numiți cheți. La exterior, pielea este umedă și mucoasă, având rol atât ca organ de simț, cât și în respirație. În partea anterioară, care este mai subțire, prezintă orificiul bucal, iar posterior, orificiul anal. Se hrănește cu substanțe organice din sol. Reține substanțele hrănitoare, iar pământul este eliminat prin orificiul anal, contribuind astfel la afânarea solului. Naturalistul Charles Darwin, denumindu-le pluguri biologice. Râmele prezintă sub piele mușchi longitudinali și mușchi circulari, care îi dau posibilitatea de mișcare prin arcuire. Indivizii posedă atât organe de reproducere feminine cât și masculine, fiind hermafrodiți. Celulele reproducătoare însă ajung la maturitate în perioade diferite, astfel că nu poate avea loc autofecundarea. Ciclul de dezvoltare se traduce prin ou, cocon și râmă. Râmele favorizează formarea, stabilizarea structurii solului, aerisirea și o mai bună circulație a apei în sol. Lipitoarea, vierme inelat pe care îl găsim de obicei în ape dulci, dar există și specii de lipitoare ce se regăsesc în ape marine sau chiar în sol. Măsoară de la câțiva milimetri până la aproximativ 20 de centimetri sau chiar mai mult atunci când animalul se întinde. Lipitorile respiră prin piele, la fel ca și râmele. Se pot hrăni cu sânge de pești, amfibieni, păsări și mamifere. Prezintă un orificiu bucal cu trei fălci și cu dinți ascuțiți, provocând o incizie în formă de Y în animalul parazitat. Saliva lipitorilor conține o substanță cu rol anestezic asupra plăcii și dilatator asupra vaselor de sânge, pentru a crește fluxul de sânge și a preveni coagularea acestuia. Realizați o documentare temeinică și creați o prezentare multimedia cu titlul Importanța viermilor inelați în viața omului. Spor la lucru și mult succes!